domnilor, stimate domnule. Andrei a demonstrat astăzi că este bun nu doar în calitatea lui de timekeeper, ci și în calitatea lui de vorbitor, despre care vă vorbim în continuare. A îmbinat calitativ aceste două tipuri de obiective. Primul obiectiv general de vorbit despre personalitate și, la etapa a doua, rolul cărților în formarea personalității. O ieșire foarte bună, adecvată, o poziție foarte echilibrată, tonul discursului, vibrațiile vocii au fost foarte bine acordate. Ce pot să zic? Pot să te felicit pentru că este discursul numărul 3, Get to the Point. Succint, cu multe exemple. Exemplele tale au fost, de fapt, au fost bune pentru că ai încercat să implici și publicul, a avut priză la public, un limbaj verbal adecvat, o deplasare pe scenă care a venit să confirme anume acele aspecte care tu ai dorit să le punctezi în cadrul discursului tău. Exemplele la fel au fost foarte bune. Mișcare sigură, cum am zis și la început, însă vreau să zic ceva despre încheiere. Încheierea consider eu că ar fi avut nevoie de mai multă viață. Începutul a fost foarte bun. Unul e reproșabil, chiar aș putea să zic. Mijlocul, la fel, ai punctat foarte bine aspectele care vin să susțină care este rolul societății, rolul cărților, rolul activității pe care persoanele le întreprind de zi cu zi, și anume a încercat să evidențiezi de mici copii fiind care sunt acele activități care noi ne implicăm, acestea contribuind în mare măsură, în mod direct, la formarea personalității unei persoane în viitorul, în viitorul său. Rolul societății și interacțiunea cu semenii, părinții, și ai punctat foarte bine, anume persoanele care sunt în preajma copilului pentru a-i forma personalitatea. Cum ele ar trebui să interacționeze cu acest copil pentru a-i dezvolta o personalitate armonioasă. Pe viitor, ți-aș sugera încheierile să le faci mult mai spectaculoase, asemeni începuturilor, pentru a ne rămâne în memorie nu doar activitatea ta de timekeeper, ci și cea de vorbitor în cadrul clubului. Aceasta am să zic și la mai mult și la mai mare. Mulțumesc!